Polițiștii Biroului Siguranță Școlară desfășoară o serie de activități privind siguranța elevilor și a profesorilor, dar și pentru prevenirea și combaterea absentismului școlar. S-au făcut și se fac în continuare verificări la comercianții din apropierea școlilor, doi dintre aceștia fiind chiar amendați de forțele de ordine. Mai grav este faptul că în prima lună a anului școlar 140 de elevi au fost prinși în timp ce chiuleau de la ore. În această perioadă, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au inițiat mai multe campanii de prevenire a violenței în școli și a delincvenței juvenile. Una dintre aceste campanii se intitulează sugestiv Alege Libertatea și are scopul de a preveni conduitele violente în rândul minorilor, dar și consumul de substanțe interzise sau băuturi alcoolice ori tutun. De asemenea, polițiștii în această perioadă au desfășurat și activități în incinta unităților și în zona adiacentă unităților școlare. Au fost verificate societățile comerciale aflate în apropierea școlilor și au fost depistați peste 140 de elevi care absentau de la orele de curs. Unitățile școlare au fost informate cu privire la elevii depistați în baruri în timpul orelor de curs, însă măsurile împotriva chiulangiilor nu pot fi luate decât de conducerea școlilor împreună cu părinții elevilor.